Bună ziua și bun venit la retrospectiva știrilor sportive. În două meciuri de pregătire, CSM Bucovina Rădăuți a pierdut amicalul de pe teren propriu cu CSM Deva, scor 0 la 1, iar Șomuz Fălticeni a pierdut în deplasare, scor 1 la 2, în compania formației FC Bacău. Luptătorii de la CSM Bucovina Rădăuți, pregătiți de antrenorul Rusu Florin, au participat la un puternic turneu internațional în Franța. La turneu au participat sportivi din 8 țări, la finalul turneului, CSM Bucovina Rădăuți a ocupat locul 3 în clasamentul pe medalii, rezultate deosebite obținând următorii sportivi. Cuciurean Valentin, locul 1 la categoria 59 de kilograme under 13, Lungu Alexandru, locul 1 la categoria 57 de kilograme under 15, Iordăchiță Mihai, locul 1 la categoria 62 de kilograme under 15, Lungu Gabriel, locul 2 la categoria 44 de kilograme under 15, Cuciurean Robert, locul 3 la categoria 68 de kilograme under 15, Cetate Patrick, locul 3 la categoria 55 de kilograme under 17 și Condor Codruț, locul 3, la categoria 80 de kg, Under-17. Atleții Clubului Sportiv Școlar Rădăuți au participat la memorialul Dorin Melinte de la Bacău și au avut rezultate foarte bune. Medalii au obținut următorii sportivi. Ciprian Costân, locul 1 la 1500 de metri și locul 2 la 800 de metri, Popescu Ion Petru, locul 3 la 1500 de metri, Herdeș Ioana, locul 2 la 800 de metri, Halip Ioan, locul 3 la 800 de metri, Ștafeta feminină formată din Băcilă Bianca, Munteanu Gabriela, Maroci Mariana și Herdeș Ioana a ocupat locul 3 la 4 200 de metri și locul 2 la 4 400 de metri. Băieții din ștafeta masculină din 4 ori 400 de metri au obținut locul 3 în următoarea componență. Costân Ciprian, Georgiță Vasilică, Popescu Ion Petru și Schipor Ionuț. În Liga Zimbrilor la Hambal masculin, CSU Suceava, a pierdut în fața stelei, la București, scor 22 la 29. La Sofia, în Bulgaria, au început campionatele europene de haltere, care sunt și criterii de calificare pentru Jocurile Olimpice din acest an de la Paris. În prima zi, România a obținut 3 medalii de aur și una de argint. Mihaela Cambei a reușit la categoria 49 de kg să câștige toate cele 3 medalii de aur, stabilind și două noi recorduri europene. O medalie de bronz a obținut și Ioana Miron la categoria 45 de kg, stilul aruncat. Lotul național de canotaj al României a participat la finalul săptămânii la regata internațională din Verno, Sul Po de la Torino. Regata a fost destinată doar pentru bărcile lungi, iar România a câștigat numai puțin de 9 medalii, dintre care 5 de aur, 2 de argint, și 2 de bronz. Băieții au participat la 8 plus 1 cu două bărci, obținând o medalie de aur și una de bronz, două bărci la 4 vâsle, obținând o medalie de aur și una de bronz, iar la două rame, o medalie de aur și una de argint. Fetele au cucerit aurul la 8 plus 1 și la 4 vâsle, încă o medalie de argint fiind adusă de al doilea echipaj de, la, de patru vâsle feminin. La București a început campionatul european de lupte. România participă cu 30 de sportivi, câte 10 la fiecare stil, libere, greco-romane și libere feminin. La ultimul campionat european, România a obținut 5 medalii, dintre care 2 de aur. În Liga Campionilor la Hambal feminin, ambele formații din România au obținut victorii. CSM București a învins-o pe Bittingheim, scor 31 la 28 la București, iar Rapid București a învins în deplasare pe Zagrebile Lublin cu 24 la 21. În European League la handbal feminin, Dunărea Brăila a făcut meciul sezonului în fața lui Turinger din Germania, câștigând cu 33 la 23 și a obținut calificarea matematică în sferturile de finale. Și Gloria Bistriț a obținut o victorie în deplasare, scor 29 la 26, în fața formației MKS Lublin, reușind să câștige grupa C și să se califice în sferturile de finală. La campionatul mondial de polo ce se desfășoară la Doha, echipa națională masculină a României a făcut un turneu foarte bun, ocupând locul 3 în grupă. În barajul pentru sferturile de finală, deși România a făcut un meci foarte bun, naționala noastră a trebuit să recunoască învinsă în fața echipei similare din Muntenegru, scor 9 la 12. În urma acestui rezultat, România a ratat calificarea la Jocurile Olimpice, urmând să joace în turneul pentru locurile 9-12. În primul meci, România a învins China cu 9-7, urmând să joace pentru locul 9 cu învingătoarea dintre Statele Unite și Australia. Aceasta a fost retrospectiva a știrilor sportive.